Anca Capverde, purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, a declarat că județul Suceava se confruntă în această perioadă cu două situații distincte în ceea ce privește disponibilizările. Pe de o parte, unii angajatori au disponibilizat mai puține persoane decât s-au așteptat inițial, iar pe de altă parte, în cazul firmelor mici, foarte multe persoane au fost concediate în mod individual. Au fost un număr de 27 de societăți în perioada noiembrie-decembrie 2008 și ianuarie 2009, care au notificat disponibilizarea a unui număr de 3.095 de persoane. Menționez că sunt estimări de disponibilizare, în sensul că agenții economici au estimat că vor disponibiliza, dar efectiv disponibilizările în sensul de intrări în șomaj în baza noastră de date au fost de 644 de persoane provenite de la aceste societăți. O altă situație care se poate notifica și care ar merita depus în discuție e situația firmelor mici cu posibilități financiare reduse, care disponibilizează un număr de persoane care nu se încadrează în disponibilizările colective, acestea conducând la însumarea unui număr de 1175 de persoane disponibilizate în perioada decembrie 2008 și ianuarie 2009. Cu toate acestea, situația disponibilizărilor este una în continuă schimbare, în continuare existând diferențe între notificările inițiale ale angajatorilor și numărul de persoane care ajung în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.